Încă de vineri, foarte multe persoane internate pe diferite secții ale Spitalului Orășenesc Târgu Cărbunești au cerut externarea din unitatea medicală pe motiv că vor merge astăzi să-și exercite dreptul la vot. Cei care însă nu au apucat să-și facă externarea au solicitat medicilor bilete de voie. De ce vreți să plecați acasă? Vreau să am o învoire să merg să și votez și să învăț și copilul. De unde sunteți? De la Săulești. Și vă veți întoarce apoi la spital? Da, da. Tot astăzi? Tot astăzi, da. Mergeți să votăm? Și ne spălați și noi o țără, ne mai schimbăm. Este important pentru dumneavoastră să mergeți la vot? Să știți că este. Este. Un vot face mult pentru o persoană care merită. Externările au continuat și sâmbătă, când, paradoxal, au avut loc și foarte multe internări. Vineri, în cadrul raportului de gardă, am discutat cu medicii șefi de secție și ceilalți medici șefi că pacienții care vor să plece sunt liber să plece, iar care vor să facă câte un bilet de învoire, la fel, să duc la medicul de gardă din specialitatea respectivă și își fac bilete de învoire. Ceilalți bolnavi care nu au putut ajunge astăzi la urne nu au solicitat deplasarea urnei mobile pentru a-și putea pune ștampila pe candidatul dorit.